secretar de stat pentru comunicații în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, titulatură lungă, domnul Preda, dar în primul rând candidat PNL Prahova la Camera Deputaților. Bine v-am regăsit! Și eu mă bucur să vă regăsesc. Mi-a făcut plăcere și prima oară și acum, desigur, cu siguranță îmi face mare plăcere să stăm în dialog, să fim în dialog și, de fapt, să punem pe tapet niște proiecte, pentru că vorbim de palpabil. Nu suntem oamenii vorbelor, ci a faptelor, și lucrul ăsta s-au făcut deja pași în acest sens. Bun, intrăm imediat în prezentarea proiectelor concrete, pentru că aici suntem de acord, oamenii vor lucruri concrete, nu doar promisiuni electorale. Însă, înainte de asta, trebuie să facem un scurt bilanț, să spunem așa, al mandatului dumneavoastră de secretar de stat în ministerul respectiv. Două lucruri aș vrea să vă întreb. Care este lucrul cu care vă puteți lăuda că a rămas după Preda la minister și care este cel mai mare regret al dumneavoastră că nu ați reușit să implementați din postura de secretar de stat un proiect la care, să spuneți, țineați foarte mult sau care ar fi schimbat și mai mult în bine viața românilor? Păi, în primul rând, un lucru pe care cu toții ne bazam și cu care putem să ne lăudăm cu toții este tocmai această conectivitate din timpul pandemiei. Toată viața noastră a trecut în zona online, teleșcoală, telemuncă și așa mai departe. Iar România a fost dată ca exemplu la nivel internațional. Lucrul acesta se datorează și colegilor mei de la Ancom, care în trecut, alături de operatori, au transpus o infrastructură necesară. Am făcut toți pașii solicitați și de către Uniunea Europeană cu privire la încadrarea justă. Vorbim de neutralitate tehnologică, vorbim de securitatea rețelelor, încadrarea justă a transpunerii infrastructurii de nouă generație în comunicații electronice de tip 5G, 5G plus 6G. Vorbim totodată de Codul European al Comunicațiilor, care a fost avizat și este în circuitul de aprobare în prezent, care integrează inclusiv normativele în construcții, simplificarea accesului de dezvoltare a infrastructurii, fără să mai treacă prin toate nebuniile birocratice și aspectele ce țin de avizări la nivel central și local. Toate aceste elemente sunt integrate acolo și sunt deja avizate în arcul acesta guvernamental. Și nu în ultimul rând, săptămâna trecută, că apropo suntem în zona aceasta mass mediei, am definitivat strategia pentru radio digital, pentru a fi transpusă până în 2030 de anul viitor. Iată câteva cadre care, de fapt, vor facilita multe aspecte de determinare a pieței și a mediului în domeniul acesta, inclusiv punctul național de acces pentru transpunerea directivei de transport, sistemelor de transport inteligent, ITS, directivă care trebuia transpusă din 2014 în cadrul legislativ din România. Și iată că, totuși, noi ne-am făcut toate temele în pofida crizei prin care cu toții am trecut și am adus România la zi. Regrete? Nu este niciun regret. Vor continua aceste proiecte, inclusiv alături de domnul ministru Marcel Boloș, care mi-a solicitat să vin cu propuneri de noi axe de finanțare pe vin specializarea inteligentă, dezvoltarea orașelor și comunităților inteligente. I-am transmis un set de 30 de astfel noi axe pentru a fi accesate atât de autoritățile locale, cât și de antreprenori care doresc să dezvolte aplicații și soluții tehnologice pentru comunitate. Iată doar câteva puncte, ar fi mult mai multe pe care le-aș putea să le subliniez. Lucrez în prezent și la o strategie de conectivitate fundamentată pe conceptul de infrastructuri critice, adică gestiunea uniformă, să nu mai vedem 11.000 de proiecte care se suprapun și care mănâncă bugete pe aceeași soluție. Și aici mă refer la infrastructura critică când vorbim despre trasarea, și Prahova este direct vizată aici, trasarea infrastructurii terestre, căi ferate, rutier, da?
Prahova este un punct nodal, a fost și Vama în trecut și la Câmpina și nu numai, este un punct nodal între capitală, polul principal de dezvoltare și un pol extraordinar pentru, nu numai pentru România, dar pentru întreaga regiune, polul Transilvaniei și polul de dezvoltare al Iașului. Prahova este aici, vorbim de A3, vorbim de A7, cele două autostrăzi care deja demersurile sunt făcute pentru a fi puse în aplicare în perioada imediat următoare, iar totodată infrastructura de dată este vitală, așa cum spuneam, pentru a dispune de tot acest ecosistem. Vorbim de teleșcoală, telemuncă, vorbim de comerț online și vorbim în primul rând și de zona de Horeca, pentru că competitivitatea turismului este dat și de mediul online și de modul în care clienții din alte state pot să acceseze și să primească informații cu privire la oferta turistică din România, ofertă turistică bazată pe acest aur verde al pădurilor, al localităților turistice de care Prahova dispune din plin. Bun. Totuși, această digitalizare a tot ceea ce înseamnă instituțiile statului român va continua și după pandemie, pentru că există această reținere ca nu cumva, odată ce se termină restricțiile apropo și de interacțiunea cetățeanului cu ghișeul tradițional, să nu ne întoarcem înapoi la dosarul cu șină și ștampila albastră și nu știu ce document inutil și așa mai departe. Ce garanție vom avea că, nu știu, anul viitor, odată cu, să sperăm, terminarea restricțiilor și sfârșitul acestei pandemii, cetățeanul va avea în continuare posibilitatea de a elimina drumuri și nervi și timp pierdut? În primul rând, înainte de pandemie, atât președintele nostru Klaus Werner Iohannis, cât și premierul Ludovic Orban au pus ca prioritate a guvernării liberale digitalizarea, simplificarea sistemului de relație între autoritățile statului, fie că vorbim de cele centrale și cele locale, și cetățeni. Lucrul acesta a fost pus pe tapet înainte de criză. Criza ne-a determinat să facem niște pași mult mai rapizi. Fie că au fost făcuți sectorial, fie că au fost făcuți și prin Autoritatea de Digitalizare a României într-un mod comprensiv, adică cuprinzând întreg spectrul de servicii necesare a fi transferate în zona aceasta a online-ului, lucrul acesta s-a făcut. Ce se va întâmpla după? Vă spun, se va face într-un mod mult mai constructiv, pentru că domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor este un domeniu transversal de care toate domeniile sectoriale au nevoie, de care are nevoie și agricultura, are nevoie și mediul antreprenorial, economia în sine are nevoie de aceste infrastructuri pentru a dispune de noile soluții care fac din aceste domenii. Da? Vorbim de agri-hub-uri în zona de, vorbim de conectarea fermierului cu lanțul de desfacere și cu zona de retail. Vorbim de promovarea produselor românești, nu doar pentru piața din România, ci pentru o piață europeană, internațională, pentru că produsele românești sunt competitive. Și tot am vorbit de zona aceasta agricolă, ne-am lăudat întotdeauna. Trebuie să o ridicăm la acel nivel european, în care produsele noastre să fie din ce în ce mai cerute la nivel european și nu doar pentru piața din România. Iar lucrul acesta se face prin dezvoltarea acestei infrastructuri. Nu ne mai putem opri. Dacă întrebați ce se va întâmpla după criză, nu ne vom mai putea opri din această dezvoltare. De ce spun? Pentru că scopul nu este digitalizarea. Digitalizarea este doar un mijloc de dezvoltare, un mijloc care ne va simplifica viața, timpul pe care îl pierdem și așa prea mult, ba în trafic, apropo de dezvoltarea de infrastructură, ba la ghișeu. Vom înceta cu acești timp morți, acest timp pe care putem să alocăm cercetării, dezvoltării, inovării, creării de noi produse, părții acestea de creație și inovație, dar totodată și de a petrece mai mult timp cu cei dragi.
De acord cu dumneavoastră. Sănătatea mentală, binele nostru, este important inclusiv pentru productivitate. Bun, adversarii politici acuză actuala administrație că mai ales după alegerile parlamentare va urma un val de disponibilizări masive, chiar și sub pretextul acestei digitalizări a instituțiilor publice. Practic, oamenii care sunt plătiți acum să care hârtii dintr-un birou la altul sau să rămână la ghișeul ăla și să facă interfața între cetățean și biroul X, vor rămâne pe drumuri. Cum comentați situația asta? Eu vă spun că acestea sunt niște abordări și am subliniat lucrurile acestea, se pot căuta în anii trecuți, înainte să fiu în astfel de poziții. Sunt niște abordări revoluționare, niște abordări de imagine. Niciodată această transformare digitală, că vorbim despre o strategie de transformare digitală a Prahovei, că vorbim despre strategia de dezvoltare digitală a României, care este în lucru în prezent și în gestiunea Autorității pentru Digitalizarea României, lucrurile acestea nu se vor întâmpla peste noapte. Toată lumea se așteaptă la minuni peste noapte. Nu. Aici vorbim despre niște realități umane. Oamenii trebuie să fie pregătiți, oamenii trebuie să fie adecvați cu aceste noi competențe și am dat deseori exemple din trecut în care s-au făcut alocări de infrastructură, achiziții de infrastructură, de echipamente necesare din zona aceasta de tehnologie a informației și comunicațiilor, dar oamenii n-au fost pregătiți, s-a pus praful pe ele, nimeni n-a știut de ele. Nu, în prezent suntem foarte conștienți la nivelul guvernului că avem nevoie ca această evoluție să se facă în tandem, odată cu nevoile pieței, transpunerea noilor tehnologii 5G se va face în funcție de nevoile pieței. Această tehnologie este una industrială, nu mai este doar dedicată utilizatorului final. Ea răspunde, de fapt, dezvoltării tuturor domeniilor acestea de care am amintit. Iar în funcție de nevoi, ea va fi transpusă. În funcție de zone, ea va fi transpusă. Este normal acest lucru. La fel, cetățenii și cei funcționarii publici care vor utiliza aceasta, vor fi pregătiți. Nu se mai va da drumul niciunui proiect de achiziții și implementare de infrastructură fără să aibă integrat acel proiect dimensiunea aceasta de pregătire cu competențe adecvate în domeniul digital pentru cei care vor utiliza. Pentru că altfel, odată, avem oameni, ce facem cu ei? Ei trebuie să rămână în câmpul muncii, pentru că ei, rămânerea lor în câmpul muncii generează și venituri, da? Cu siguranță. Totodată, ei fiind mai bine pregătiți, mai competitivi pe piață, ei sunt mai bine plătiți. Deci creștere salarială va determina acest domeniu. Mai mult decât atâta, am făcut apel și doamna ministru a făcut de nenumărate ori, Violeta Alexandru, apel și către piață de a deveni mai proactivă. Și o să vă dau și un exemplu practic în urmă cu 2 săptămâni, de a ne transmite pentru completarea nomenclatorului ocupațiilor din România propunerile de noi meserii din aceste domenii. Și vă spun că în urmă cu 2 săptămâni au venit niște tineri geniali din reprezentanții asociației celor care antreprenorilor din zona jocurilor video, o industrie care la nivel mondial a depășit industria filmului și muzicii. Corect. Care își găsește aici un fundament prin creierele pe care le avem în România extraordinar și ne-a cerut un set de 5 noi propuneri de meserii a fi integrate în nomenclatorul ocupațiilor. Aceste meserii sunt cu plus valoare. E clar că ele vor aduce un plus considerabil la bugetul de stat. Iată că de fapt acest nou ecosistem generează beneficii și nici de cum posibilitatea de a, inclusiv gestiunea, că ne ducem și în zona aceasta mai palpabilă, mai practică a agriculturii. Gestiunea și există multe startup-uri românești care au creat soluții de gestiune mai eficientă a resurselor la nivel rural agrar. Și domnul ministru Marcel Boloș a și lansat, dacă ați văzut,
acele linii de finanțare pentru orașe și comunități inteligente, cele 800 de milioane, și pentru mediul rural, cele 200 de milioane pentru dezvoltarea lor, pe baza și acestor noi infrastructuri. Bun, haideți să revenim la lucruri concrete. Proiecte pe care dumneavoastră le propuneți, este totuși o emisiune de promovare electorală. Câteva proiecte pe care le propuneți strict pentru Prahova, dumneavoastră candidați pentru Camera Deputaților pe listele PNL Prahova, așadar câteva proiecte pe care le-ați putea implementa în cazul în care următorii 4 ani guvernarea va fi una liberală. În primul rând, am și spus, încă de acum vreo 5 ani am lucrat și l-am deja proiectul făcut pentru legea metropelor alături de autorii de Asociația Municipiilor din România. Este nevoie ca aceste comunități să se autodetermine și să aibă posibilitatea să dezvolte proiecte majore la nivel local. Totodată, de fiecare dată, am punctat necesitatea dezvoltării acestor sisteme de comunicare cu cetățean, da? Sistemele digitale. Să stăm acasă frumos, să ne plătim taxele, impozite, să nu mai pierdem timp pe drum, să nu mai pierdem timp în trafic, să nu mai pierdem timp la ghișeu. Debirocratizarea aceasta, de fapt, inclusiv gestiunea sănătoasă, ecologică a relațiilor cu cetățeanul și a serviciilor publice. Să nu mai folosim atâta hârtie. Iarăși, reducere de costuri. Totodată, inclusiv pe zona de gestiunea verde a Prahovei, că tot vorbim despre Pactul Ecologic European, acest proiect de dezvoltare durabilă al Uniunii Europene pe următorul exercițiu 2021-2027, zona de mobilitate și zona de reducere a poluării. Chiar am discutat și cu domnul ministru Fechet, pentru că dădeam exemplu Brașovului, care a abordat aceste linii de finanțare regăsite la Ministerul Mediului, și am discutat să acceseze și Ploieștiul și Prahova în sine pentru a își dezvolta parcul auto pentru transportul public electrificat. Să știți că în Ploiești, cel puțin, în ciuda unor investiții făcute în ultimii 2 ani, să spunem, în câteva, nu știu, cred că sunt vreo 20 de autobuze, transportul public în Ploiești este total depășit. Se circulă cu tramvaie dintr-o donație fabricație anii 80 din Germania. Adică despre asta vorbim. De aici pornim. Vă vin cu niște lucruri, pași deja făcuți în prezent. Iată pe niște lucruri clare de care ploieștenii trebuie să se bucure. Și nu în ultimul rând pot să zic că l-am sprijinit pe președintele Consiliului Județean Iulian Dumitrescu în demersul său pentru care și Ministerul Educației a remarcat acest lucru, că a dat exemplu Prahova pentru acest demers de alocare a fondurilor necesare pentru distribuția de tablete pentru copii, pentru a beneficia de infrastructura necesară să se desfășoare această școală online, de fapt. Dar avem și niște proiecte mai clare din punct de vedere tehnic, pragmatice, pentru a simplifica transmisiile din clasă pentru fiecare copil acasă la el, într-un mediu în siguranță, să spunem așa. Iată câteva exemple de lucruri care s-au desfășurat deja, să nu mai vorbim, Iulian Dumitrescu chiar a punctat inclusiv de 1 decembrie deblocarea celor fonduri europene, 3 milioane pentru dotarea spitalului județean de urgență cu tot echipamentul necesar pentru gestiunea și situații pandemice actuale. Sunt lucruri care, deși iată, de la alegerile locale au trecut mai puțin de 2 luni, sunt pași majori făcuți într-o situație de criză. Da? Cu toate acestea, ne-am asumat, știm bine ce vrem să facem. Există fonduri pentru aceste proiecte, iar demersurile deja s-au făcut și toată documentația aferentă. Se vorbește foarte mult de lupta aceasta, cu ghilimele de rigoare, pentru atragerea de fonduri europene. Prahovei i-a lipsit, cel puțin în ultimii 4 ani, o dezvoltare
serioasă a infrastructurii. Cu excepția câtorva, să spunem, repere, în Prahova, statul, prin Consiliul Județean, prin primări, prin autoritățile locale sau prin anumite ministere, dacă ne referim la CNIR, nu au dezvoltat niște proiecte de mare infrastructură, lucruri care să-i ajute pe oameni, inclusiv în privința mobilității de care discutați la începutul emisiunii. Ce șanse, de exemplu, mai avem să trăim în viața aceasta, să putem călători pe autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov sau să prindem autostrada Moldovei? Citeam un A7-le. articol, da, A7, citeam un articol din presa centrală în care actualul șef al CNIR promitea alături de Ministrul Transporturilor că cel puțin suntem obligați prin programele de finanțare europeană să dăm bice cum ar veni, Dar inclusiv s-au făcut deja lucrărilor. pași. Exact. Însă, prahovenii, ca de fapt toți românii, sunt circumspecți când aud de astfel Este de normal. proiecte, da? Pentru că am mai auzit chestia asta. Cred că pentru autostrada Ploiești-Brașov au fost 7 milioane de variante, fonduri europene. Nu mai facem PFO, facem parteneriat public-privat. Stai că nu e bun, stai că nu știu ce viaducte nu sunt bune, stai că avem nu știu ce piedici și așa mai departe. Realist Anul vorbind. acesta, pentru că Realist vorbind. multe au ieșit din perioada lor de valabilitate, s-au refăcut SF-urile și privind autostrada A3, da? București-Comarnic-Brașov, deja s-au făcut pași importanți în începerea lucrărilor, iar toate elementele deja sunt setate și pentru autostrada A7, de care amintează dumneavoastră, pentru că Prahova este un punct nodal. Așa cum am spus lucrurile acestea, le-am punctat înainte să le aduceți dumneavoastră în discuție de la început, pentru că sunt elemente esențiale pentru Prahova, dar și pentru țară. Prahova este doar o cale totodată pentru conectarea Bucureștiului cu Transilvania și cu Moldova. De asta Prahova are un potențial extraordinar prin dezvoltarea acestei infrastructuri și, desigur, un pas alternativ intermediar ar fi și acest drum județean 102, dacă nu greșesc, Da. care este esențial ca prim pas până la dezvoltarea A3-ului la Dar întregul său potențial. Deci, toată documentația este deja pentru A3 făcută și lucrurile urmează mai avem și. un pas după ce terminăm tot ce înseamnă birocrație, avize și documentație tehnică, urmează licitația, urmează desemnarea unor constructori. Și aici începe o altă telenovelă a unor constructori care și-au dovedit neseriozitatea în timp, cu depășiri de termene, chiar dacă la un moment dat statul a făcut dovada că este un but platnic, adică constructorul nu mai putea invoca, domne, știți, nu ni s-au alocat bani, prin urmare tragem utilajele pe dreapta. Ați aruncat o minge la fileu foarte bine. Ce s-a întâmplat ieri? Ce a făcut ieri Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, domnul ministru, alături de domnul Ludovic Orban, domnul prim-ministru? Vă ascult. Au lansat un tronson de autostradă a Moldovei, Vă referiți la centura Bacăului? da, dezvoltat în timp record. Era programat pentru 2022, dezvoltat de către o companie românească. Am înțeles. Deci lucrurile astea Există. se pot, Bun, se întâmplă există și și exemple tot, pozitive. păi nu, au fost anul acesta în general numai exemple pozitive. Acesta este un ultim exemplu pozitiv dezvoltat cu antreprenori români și iată că se poate și lucrul acesta îl vizăm și aici, pentru Prahova. Repet, în timp record el era programat pentru 2022, iată că a Domnul fost. Preda, discutăm de un tronson de 16 km dintr-o autostradă care ar trebui să aibă vreo 430. În ritmul, chiar și în ritmul acesta susținut, dacă facem câte 16 km de autostradă la 3 ani de De cât zile, timp vorbim de autostrada Moldovei? nu vorbim de la fel de mult timp ca de A3, de exemplu. Procedurile sunt deja în gestiune și o să palpăm lucrurile acestea și acești kilometri.
Da, mi se pare realist termenul avansat de Ministrul Transporturilor că vom circula de la Ploiești la Siret în 2026, adică peste 6 ani? Vorbim totuși de 420 de kilometri de autostradă. În ritmul în care lucrurile s-au desfășurat în acest an, putem vorbi în jurul acestei date. Doamne ajută, un termen realist pentru Ploiești, Comarnic, respectiv Comarnic-Brașov, spuneați dumneavoastră de exemple pozitive. Totuși, se întâmplă acum în zona Brașovului, da? În acel tronson de 6 km, cred că e vorba de Cristian, nu? E un tronson de 6 km, într-adevăr, lucrurile s-au mișcat mai repede decât în documentația de licitație. Totuși, 6 km din 100. Da, ați spus-o dumneavoastră. Vă rog. Că lucrurile se mișcă mai repede. Ați spus-o dumneavoastră și plus exemplul de ieri îl dovedește iarăși că lucrurile se mișcă mai repede decât s-au întâmplat până acum. Ținând cont, iarăși vă spun un lucru, de situația aceasta pandemică, de criză, care împiedică multe demersuri să se facă în ritmul în care ne-am dorit să se întâmple. Plus fondurile alocate și absorbite din fondurile europene dedicate dezvoltării infrastructurii. Toate au atins niște praguri record pentru România. Este ironic să vorbim despre recorduri în stil de fapt de normalitate. Dar iată că într-o situație de criză, da? Într-o situație în care avem restricții de circulație, de mobilitate, dumneavoastră ați spus, s-au întâmplat lucruri în timp record. Am decalat în sens pozitiv predarea unor proiecte. Vom avea parte de investiții apropo de infrastructură, inclusiv în domeniul feroviar, astfel încât, nu știu, distanțele parcurse să nu mai fie parcurse într-un timp mai lent decât acum 70-80 de ani, așa cum se întâmplă din păcate în multe situații din țară, din cauza infrastructurii. Dezvoltarea infrastructurii de căi ferate, și cred că a fost și colegul meu domnul Dupu și va povesti despre acest lucru, dezvoltarea infrastructurii de căi ferate este o solicitare regional strategică. Vrem, nu vrem, trebuie să o facem. Trebuie să o facem. Deci, dacă e să, oricum, deși ați punctat și dumneavoastră, ritmul în care dezvoltăm acum, în prezent, anul acesta, infrastructura, este un ritm pe care România nu l-a mai trăit, l-a subliniat și dumneavoastră, dar dincolo de acest ritm pe care îl trăim, lucrurile acestea sunt solicitate și de la nivel european și internațional. Partenerii noștri ne solicită dezvoltarea acestei infrastructuri cu celeritate și avem și fondurile deja alocate pentru aceste proiecte. Bun, ne apropiem ușor către finalul emisiunii noastre, candidați pentru un mandat de deputat. Care ar fi primul proiect pe care dumneavoastră l-ați iniția în calitate de parlamentar, astfel încât viața cetățenilor, inclusiv a celor care ne urmăresc acum, să se schimbe în bine, evident? În primul rând, v-am spus, această lege a metropolelor, care este imperativă pentru dezvoltarea locală, mă interesează foarte mult. Lucrez de 6 ani în domeniul orașelor și comunităților inteligente și îmi doresc să creăm, de fapt, un nivel de trai, așa cum cu toții îl reclamăm, normal. Nu vreau o țară ca aia, vreau o țară mea de aici, din România, de aceea am revenit de două ori în țară și nu doresc să dezvolt lucrurile decât aici, acasă. Creșterea nivelului de salarizare se determină, retenția tinerei generații prin dezvoltarea acestor poli de competitivitate care vor reprezenta, în cazul nostru, Ploieștiu, Câmpina, Breaza, nu mai vorbesc de stațiunile montane, care vor fi racordate prin aceste sisteme la piața internațională, la clienții din afară, la cei care își doresc, de fapt, să beneficieze de ceea ce natura nouă ne pune la dispoziție aici în Prahova. Și mă refer la aerul pe care îl cunoaștem foarte bine în cazul orașului Breaza, la stațiunile care sunt recunoscute la nivel internațional încă de acum câteva secole și acum trebuie repuse pe tapet. Lucrul acesta se va face prin aceste fonduri de care v-am și vorbit
regăsite în planurile deja, sursele de finanțare deja lansate de către Ministerul Fondurilor Europene, cele 800 de milioane pentru orașe inteligente și cele 200 de milioane pentru mediul rural. Totodată, reabilitarea sistemului și racordarea cu sistemul de utilități publice, apă, canalizare și gaze. Deja aceste fonduri sunt alocate și deja discutăm cu colegii noștri de la nivel local, de la Consiliul Județean, pentru accesarea acestor fonduri, pentru, de fapt, oferirea cetățenilor să le dăm acele nevoi de bază, să le aibă. Că odată acele nevoi de bază normale Pentru un trai satisfăcute, decent. de aici, exact de aici putem să vorbim de dezvoltare. Da? Dezvoltare, ceea ce înseamnă, v-am spus, crearea acestor, racordarea mediului academic de care dispune Prahova și eu, fiind și fost student în străinătate, mi-am promis că voi racorda mediul academic din Prahova cu mediul academic din marile universități din afară cu care sunt în contact. Crearea în conlucrare cu acest mediu academic a parcurilor industriale pentru ca să creăm retenția tinerilor care termină în universitățile din țara noastră, din Prahova, să poată să rămână pe piață aici. Părinții mei îmi cereau să revin acasă, am revenit. Cu siguranță prahovenii își doresc ca copiilor să rămână aici, dar să fie plătiți just. Iar acest just se va face prin această racordare, prin gestiunea unor centre de dezvoltare, inovare, de care eu chiar sunt pasionat și am și dezvoltat și voi avea grijă să se dezvolte și aici în Prahova. Și de fapt, inclusiv partea aceasta legată de mediu de care vă vorbeam, pentru că amprenta de verde pentru fiecare comunitate sunt studiile Uniunii Europene. Este extrem de importantă pentru dezvoltarea competitivității și dezvoltarea mediului economic la nivel local. Domnul Preda, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă doresc succes în aceeași măsură în care o fac cu toți invitații mei și să sperăm că lumea va ieși la vot într-un număr cât mai mare duminică, pentru că fac această precizare, s-au luat toate măsurile, să spunem, de siguranță, astfel încât votul să se desfășoare cu respectarea normelor sanitare, iar oamenii să-și exercite votul în deplină siguranță. Pe 6 decembrie vă așteptăm la vot. Votați Partidul Național Liberal, un partid care și-a asumat responsabil această perioadă și care a deblocat numeroase fonduri pentru autodeterminarea, în primul rând, comunităților locale. Cu acest îndemn încheiem aici emisiunea de dezbatere electorală. Vă mulțumesc și ne revedem diseară de la ora 21 cu Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. Până atunci vă spunem împreună toate cele bune.